Iubiți frați și surori, dragă biserică, potrivit cu evenimentele de care ne aducem aminte în această seară, vă, vă, invit să deschidem împreună Sfânta Carte, vom citi din Evanghelia după Matei, din capitolul 27, începând cu versetul 11. Evanghelia după Matei, capitolul 27, începând cu versetul 11. Iisus a înfățișat înaintea drăgătorului. Drăgătorul l-a întrebat, Ești tu împăratul iudeilor? Da, a răspuns Iisus. Sunt. Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților cel mai de seamă și bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis, N-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei? Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt. Așa că se mira foarte mult drăgătorul. La fiecare praznic al Paștilor, drăgătorul avea obiceiul să sloboadă norodului un întemnițat pe care îl voiau ei. Pe atunci aveau un întemnițat vestit, numit Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis, pe care voiți să vi slobod? Pe Baraba sau pe Isus, care se numește Hristos? Că știa că din pismă dăduseră pe Isus în mâinile lui. Pe când stătea Pilat pe scaunul la judecată, nevastă, s-a trimis să-i spună să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Preoții ce mai deseamă și bătrânii au îndepărtat în înduplecat în roadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să l omoare. Drăgătorul a luat cuvântul și le-a zis, pe care din amândoi voi să-l slobod? Pe Baraba, au răspuns ei. Pilat le-a zis, dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au răspuns cu toții. Dărgătorul a zis, dar ce rău a făcut? I-au început să strige și mai tare, să fie răstignit. Când a văzut Pilat că nu ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea rodului și a zis, eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră. Și tot norodul a răspuns. Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Atunci Pilat l-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Ostașii drăgătorului au pus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu de spini pe care au pus-o pe cap și au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau, Plecăciune, împăratul iudeilor! Și scuipau asupra lui și -l luau trestia și-l băteau în cap. După ce și-au și bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Isus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit și i-au -au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice și au împărțit hainele mele între ei și pentru că mașa mea au tras la sorți. Apoi au șezut jos și îl păzeau și au scris deasupra capului vina acesta este Isus, împăratul iudeilor. Împreună cu el au fost răstiniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau, tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile. Mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești tu, Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Preoții ce mai deseam împreună cu cărturarii și bătrânii își băteau și ei joc de el și ziceau, pe alții am mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el, s-a încrezut în Dumnezeu, să scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, ce a zis, eu sunt fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstăniți împreună cu el, îi aruncau aceleași cuvinte de bajocuri. Până la ceasul al șaselea până la ceasul al noulea, s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al noulea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, la masa Bactanii. Adică, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când au auzit aceste vorbe au zis, strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o treste și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Amin. Amin. Vă mulțumesc că vă invit să ocupați locurile. când citim porțiunile din evanghelie care au de a face cu aceste zile tulburătoare pe care, de care noi ne amintim acum când au secțiunile care au de a face cu ziua de joi, ziua de vineri, arestarea Domnului, judecata nedreaptă, condamnarea, torturarea, moartea și chiar învierea lui glorioasă, este foarte ușor să constatăm că se întâmplă ceva cu evangeliștii pe măsură ce se apropie de aceste evenimente și încep să scrie despre ele. Dacă până atunci fiecare dintre evangeliști mai răspunde aici și acolo la întrebarea ce înseamnă aceste lucruri, dintr-o dată, cum începe să fie ziua de joi, cum începe să se vorbească despre celebrarea cinei, evangeliștii dintr-o dată schimbă tonul și par a se feri să răspundă la întrebarea ce înseamnă aceste lucruri. Par așa a fi niște oameni care trebuie neapărat să se țină de cursul evenimentelor, de descrierea evenimentelor și se feresc foarte tare să vorbească despre însemnătatea lor. Și este de crezut lucrul ăsta. Este prea greu. Este atât de profund. Este atât de adâncă această însemnătate. Este, ei fac așa cum probabil este tentat să facă un om prins într-un vârtej de apă, se ține cu toată puterea lui de colacul de salvare. Așa se țin aici în Evanghelie, evangeliștii de prezentarea faptelor. Magnitudinea evenimentelor este prea mare. Ce s-a întâmplat în zilele acelea și de care noi ne aducem aminte și în seara asta, joi și mai ales vineri, avea să schimbe radical tot ceea ce ei cunoșteau, tot ceea ce lumea cunoștea până în momentul acela. Să schimbe radical tot ceea ce noi vom cunoaște. Au trecut de atunci aproape 2000 de ani, an la rând, duminică de duminică. Am vorbit și vom vorbi despre acele evenimente. Despre ce au însemnat ele, despre ce înseamnă ele, pentru fiecare generație în parte. S-au scris mii, milioane de pagini și încă n-am epuizat însemnătatea celor evenimente. Pregătindu-mă pentru mesajul acesta, am început să recitesc Evangheliile și în special pasajele care vorbesc despre aceste zile, despre joi, despre vineri și cumva am simțit tensiunea pe care probabil că au simțit-o și evangeliștii când au pus mâna pe pener și au început să scrie, aducându-și aminte de evenimentele la care au participat. Am simțit că este prea mult. Nu am cum să aleg? Spre multe evenimentele, spre încărcate. Tinzi să alegi unul și să lași pe celălalt. Și dacă faci asta, de ce cel lăsat este mai puțin important? Nu are cum să fie mai puțin important, trebuie să vorbim despre tot. Sunt încărcate, sunt tulburătoare, sunt profunde. Dar recitindu-le, parcă m-au îndreptat spre o întrebare. O întrebare pe care eu o văd importantă tot timpul, nu numai în dreptul acestor pasaje. O întrebare pe care trebuie să ne-o adresăm fiecare dintre noi. O întrebare la care trebuie să căutăm fiecare dintre noi răspunsul. Și întrebarea este simplă, directă. Și simțeam cum pasajele mă îndreaptă spre această întrebare, spre a căuta în ele răspunsul la această întrebare. Și întrebarea este, cum e Dumnezeu? Cum e Dumnezeu? Cum este Dumnezeu atunci când pe pământ suferă Fiul Său? Cum îl putem înțelege? Ce putem înțelege despre Dumnezeu din acțiunile sale? Din felul în care se raportează, din felul în care lucrează, din tot felul în care așează lucrurile în aceste evenimente? E important, așa cum spuneam, să ne punem întrebarea asta cu privire la Dumnezeu de fiecare dată când citim Sfânta Scriptură. Una dintre marile căutări ale noastre ca oameni este căutarea lui Dumnezeu. Trebuie să descoperim, să știm cum este Dumnezeu. Nu cum ne-l închipuim pe Dumnezeu, nu cum am dorit să fie Dumnezeu, ci cum este cu adevărat Dumnezeu. Noi vrem să ne închinăm acestui Dumnezeu al Scripturii, nu unui Dumnezeu pe care îl fabricăm din dorințele noastre de bine. Noi vrem să urmăm pe acest Dumnezeu al Scripturii, nu pe un Dumnezeu pe care îl creionăm în funcție de așteptările, dorințele, năzuințele, nevoile noastre. Cum e Dumnezeu? Cum e Dumnezeu atunci când pe pământ Fiul Său are parte de un proces nedrept? Cum este acest Dumnezeu, Tatăl Fiului Său? Când Fiul Său este torturat, este bătut, este înjosit, este batjocorit. Poartă suferința pe umerii săi. Cum este Dumnezeu când fiul său, neprihănitul său fiu, este străpuns, este lovit, este disprețuit, este chinuit, este zdrobit prin suferință? Ce putem înțelege despre acest Dumnezeu. Și lucrurile pe care le descoperim despre Dumnezeu în pasajele acestea, care vorbesc despre moartea Domnului Hristos, sunt lucruri pe care trebuie să le punem la inimă pentru momentele în care noi suferim. Nu este un secret pentru nimeni că niciunul dintre noi nu va fi scutit de suferință. Noi toți vom trece prin suferință. Și de aceea, întrebarea devine și mai importantă: cum este Dumnezeu? când copiii trăi, suferă. Ce putem înțelege cu privire la el? Care sunt acele lucruri care îl caracterizează? Ce putem desprinde din acțiunile lui? Și permiteți-mi în această seară, în puține cuvinte, să spun cel puțin două sau trei caracteristici ale acestui Dumnezeu, așa cum noi îl vedem, îl înțelegem citind evenimentele Săptămânii Mari. Cum este Dumnezeu? Unu. Ce putem spune despre el? Ce ne lasă Evanghelia să înțelegem când citim ce s-a întâmplat? Primul lucru pe care îl desprindem ușor este că Dumnezeu este prezent. Am crezut cu toată Biserica că zice Amin. Că am legat de suferințele noastre felul în care Dumnezeu este. Și Dumnezeu este prezent. 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 Se strecoară în fiecare eveniment. Este martor, adeseori tăcut, de multe ori mai tăcut decât ne-am dori, martor tăcut la fiecare moment. Însoțește fiecare clipă cu prezența sa. Este acolo. Pe măsură, dacă faceți acest experiment acasă, pe măsură ce citiți Evanghelia fiecare dintre Evanghelii, Matei, Marcu, Luca, Ioan, pe măsură ce citiți Evanghelia și acea porțiune din Evanghelie care vorbește despre ziua de vineri, ziua de joi, odată cu prinderea Domnului Hristos și până la moartea Lui, ispășitoare pentru noi, există o întrebare care apare parcă din neant și te sfredelește. Pe măsură ce citești tot ce se întâmplă cu Domnul Hristos, apare această întrebare care nu-ți dă pace. Unde este Dumnezeu? Unde e? Unde este Dumnezeu? De ce nu intervine? De ce nu face ceva? Asiști pe măsură ce citești aproape neputincios la un simulacru de proces, la un proces absolut nedrept, o parodie de proces. Numai comuniștii au făcut un proces de genul ăsta, în care n-a contat nicio lege, în care n-a contat niciun principiu, în care au avut o singură țintă. Să-l condamne. Nu contau detaliile legate de lucrurile făcute. La capătul drumului, înainte să înceapă procesul, decizia fusese luată. Trebuia să moară. Trebuia să moară. Nu conta detaliile. Nu conta ce aflau în timpul procesului. Trebuia să moară. Și te întrebi când asiști la procesul ăsta, neputincios. Unde-i Dumnezeu? Vrei să-L cauți în prezidiu, Vrei să oprească totul, să fie acolo, în mijloc și să pună capăt? Unde-i Dumnezeu? Apoi ești luat de Evanghelie și dus pe drumul pe care în ziua aceasta de vineri în care intră Domnul Hristos, plimbat de la Ana la Caiafa, stai prin puterea imaginației, prin ochii credinței, împreună cu mulțimea, înaintea lui Pilat și afli care este decizia lui Pilat. Nu-i pas. Ne încercăm să-l mai umanizăm puțin pe Pilat. Știți că n-a fost atât de uman. A fost un soldat roman, un capitan roman, un guvernator rece, nepăsător, crud. Nu-i ne apăsat. Suferit și-a spălat mâinile, dar în ultimă instanță l-a dat la moarte cu șurință. Și-ți vine din nou să întrebi. unde e Dumnezeu? Dar aștept să aibă un scaun mai sus decât scaunul lui Pilat prin care se intervină. Unde este Dumnezeu? Ești în mulțimea aceea de oameni care, ciudat, neașteptat și extrem de dureros, dar atât de uman, atât de prins de istoria noastră, istoria umanității. Mulțimea aceea de oameni care alege un tâlhar în locul unui neprihănit, care hotărăște manipulată, bineînțeles, că e mai bine să-l aleagă pe Baraba. Și te întrebi încă o dată, unde e Dumnezeu? De ce nu intervine? De ce nu face ceva? Pornești pe drumul acela al ororilor, al bătăilor crunte, al felului în care este disprețuit, în care este batjocorit, Asiști la uh, uh, nebunia pe care o fac soldații împreună cu el, la bătăile care îi se aplică, asiști și mergi până la, prin Evanghelie până la Gorgota și acolo asiști la crucificarea lui între doi târhari și te întrebi încă o dată de ce nu oprește Dumnezeu asta? Unde e Dumnezeu? Întrebarea asta nu e așa, ne-am pus-o și noi de-a lungul vieții. Fiecare dintre noi. În momente dificile, când nu mai pricepeai nimic, când vroiai să se oprească durerea, când vroiai să se dea la o parte diagnosticul, când erai un țintă a unui lucru nedrept, te-ai întrebat unde este Dumnezeu. De ce nu intervine? De ce nu face ceva? L-am căutat în atâtea locuri. Unde este Dumnezeu? Și Apostolul Pavel răspunde aceste întrebări într-un mod superb. Spune el în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19, ne spune unde era Dumnezeu. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Noi l-am căutat la prezidiu. Am vrut să fie acolo. Nu era acolo. Era în boxa acuzatului. Era acuzat. Acolo este Dumnezeu. L-am căutat pe, la, pe deasupra lui Pilat să conducă el, că era stăpânul Universului. Dar era înaintea lui Pilat, suferind la jocură. Unde este Dumnezeu? Aici este prezent. O prezență continuă, perpetuă, indiferent de circunstanță, indiferent de moment, indiferent de încercare sau de bucurie, Dumnezeu este aici. Imediat după ce au căzut turnurile gemene în Statele Unite, fica lui Billy Graham, Ruth Graham, a fost întrebată de un reporter un pic tendențios. După toată grozăvia ce s-a întâmplat în Statele Unite, a fost întrebată, Doamna Ruth Grem, spuneți-ne, unde era Dumnezeu când ăștia intrau cu avioanele în turnurile noastre? Și Rut Grem, inspirată de Duhul Dumnezeu, cred eu, a răspuns, în același loc în care era când ne am răstignit fiul. În același loc. În Hristos, împăcând lumea cu sine. Așa că atunci când trecem prin momente dificile din viață, când ne vine să întrebăm unde este Dumnezeu, trebuie să ne spunem, să ne șoptim inimii, să le spunem sufletului: Dumnezeu este aici. Este aici. Dumnezeu este prezent. N-a plecat, nu s-a îndepărtat. Dumnezeu este aici. Glorificat să fie numele lui. Unde este Dumnezeu? Aici. A doua remarcă pe care o putem face asupra evenimentelor acelor din care să putem extrage o caracteristică a lui Dumnezeu. Cum e Dumnezeu? Unul este prezent, doi. Uitați-vă la toate evenimentele acelea, cu siguranță dumneavoastră le știți pe de rost. Eu am ce ținut să le citesc din nou, într-un sens aproape liturgic în această seară, tocmai pentru că ne reamintim de acea zi complicată, dureroasă, care schimbă istoria omenirii. Dar dacă ei la rând ziua aceasta nu se poate să nu-ți apară acest sentiment, acest gând că parcă lucrurile scapă de sub control. Parcă lucrurile scapă de sub Parcă controlul este deținut de altcineva aici. Uneori pare că în control sunt preoții ce mai de seamă. Alteori pare că în control este Pilat și reprezentantul Romei. Alteori parcă în control este mulțimea care îndrăznește să ceară ceea ce niciunul dintre noi nu s-ar fi gândit că ar face-o după ce au asistat la toate lucrurile acelea și știau așa de multe despre el. Alteori parcă în control sunt soldații care îl biciuiesc. Parcă tot timpul este altcineva în control. Are loc o prindere, o arestare rușinoasă, un proces neechitabil, manipulat, care nu ține cont de nicio lege, este torturat, are loc sentința nedreaptă, este bătut, bagiocorit și parcă tot timpul, tot timpul ăsta, în control, este altcineva pe măsură ce citești Evanghelia, parcă îți vine să zici, dacă nu te gândești la finalul, la învierea glorioasă, parcă îți vine să zici, s-a terminat. Până aici a fost. Când îl prinde, îți vine să zici, gata. Când îl duc și îl judecă nedrept, îți vine să zici, gata. Când ajunge la pilat și pilat se spale pe mâini, zici, gata. Cade întăritură după întăritură, cade. Când ajunge pe mâna mulțimii, zici din nou, gata se mai poate nimic. Când este bătut la jucorit, îți vine să zici, de aici, drumul e sigur, gata. Totul parcă este scăpat de sub control. Fiecare pare o stație fără rezolvare, fără scăpare. Așa ni se pare câtă vreme le privim de aproape. Ne vine să strigăm, Doamne, unde ești? Doamne, scapă-ne că pierim. Dar când privim în ansamblu, remarcăm un lucru extraordinar că adevărat ce se întâmplă este rău, nedorit, neplăcut, dureros, tulburător, dar toate lucrurile care se întâmplă sunt în palmele unui Dumnezeu care încă controlează lucrurile. Cum este Dumnezeu în control. În control. Până și în această zi tulburătoare, până și în această zi complicată, Dumnezeu își desfășoară în continuare planul, își duce la împlinire voia sau așa cum spunea Apostolul Pavel, unde era Dumnezeu este în Hristos, făcând ceea ce El hotărăște să facă. Și anume ce? Să împace lumea cu sine. Domnul este în control. Această acest sentiment, această angoasă, această anxietate, ne este și nouă cunoscută, nu-i așa? Este cineva aici care a avut măcar o dată în viață sentimentul că lucrurile din viața lui scapă de sub control? Că parcă suntem liniștiți câtă vreme parcă reușim să ducem lucrurile în mâini. Suntem liniștiți când câtă vreme parcă lucrurile sunt cumva într-o matcă normală, funcționează cumva în parametri normali, dar, Doamne, ce ne, ne liniște ne cuprinde. Când lucrurile par să iasă de sub control. Ce ne, ne liniște ne cuprinde când lucrurile par să nu mai fie controlate de noi și parcă noi suntem fără putere în dreptul lor, nu mai reușim să facem Nimic. Devenim teribil de agitați, de apăsați, uneori înmărmuriți, uneori copleșiți de ceea ce trăim. Când citești textele Evangheliei legate de moartea Domnului Hristos, de toate evenimentele zilei de vineri, nu se poate să, remar să nu remarci un lucru care îl caracterizează pe Domnul în acea, acele momente. Domnul are o liniște. Parcă de dincolo de lume. Mai ales în Evanghelia după Matei și în Evanghelia după Marcu, Domnul vorbește foarte puțin. Mergeți acasă și vedeți. Foarte puțin. Evanghelia după Luca și Evanghelia după Ioan, cuvintele Domnului sunt mai multe, dar luate în context și ele sunt foarte puține. Domnul nu spune nimic. Tace, ascultă, așteaptă suferă Ca un prinț de dincolo de stele are răbdare în momentele cele mai cumplite. Toată lumea se dezlănțuiește împotriva lui. Societatea se întoarce împotriva lui. Toți mai marii vremurilor se întorc împotriva lui și domnul rămâne liniștit, aproape netulburat, neafectat. Oare de ce de unde venea liniștea asta? De unde venea capacitatea asta de a suferi calvarul, de a trece peste momentele acestea cu atâta liniște? Și cred că răspunsul îl găsim tot în Evanghelie și tot în Evanghelia după Matei, cu doar câteva versete mai înainte. Îl găsim în ce se întâmplă în grădină. Domnul a fost tulburat în grădină. Foarte tulburat. Tulburarea lui este atât de mare încât îi cere ajutorul ucenicilor să-l sprijine în rugăciune. Tulburarea lui este atât de mare, el însuși spune că este cuprins de o întristare de moarte. Tulburarea lui este atât de mare încât se roagă lui Dumnezeu să îndepărteze paharul. Dar între versetul 42 din capitolul 26 și versetul 45 și 46 din capitolul 26 se întâmplă ceva. Remarcați versetul 42. Domnul zice în rugăciune așa. S-a îndepărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să depărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. Iar în versetul 45, când revine la ucenici, Domnul zice, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Ce s-a întâmplat între cele două versete? A primit răspunsul. A primit răspunsul rugăciunilor. Care era răspunsul? Nu se poate. Paharul trebuie băut până la capăt. Nu se poate. Asta este voia mea. Acest răspuns a rugăciunii îi dă Domnului liniștea pe care o are în ziua de vineri acest răspuns al rugăciunii îi dă Domnului tăria de a trece peste toate evenimentele acelea cu o demnitate de fiu de Dumnezeu. Pentru că știa că totul este sub controlul Tatălui. Se rugase și primise un răspuns. Dumnezeu așa hotărâse. Dumnezeu este în control. Dacă nu avem acest sentiment că Dumnezeu este în control, ne vom prăpădi inima în mijlocul necazurilor noastre. Dacă nu avem acest sentiment că Domnul controlează fiecare aspect al vieților noastre, putem fi liniștiți doar în momentele în care lucrurile funcționează cum vrem. Dar neliniștea pe care ne -o va da când lucrurile vor lua alt, o altă turnură, va fi prea mare pentru inima noastră. Pedeapsa, spunea profetul, care ne dă pacea, a căzut peste el. Dumnezeu este în control. Iată ce ne putem spune în momentele grele ale vieții. Putem șopti inimii. Domnul este aici. N-a plecat, nu s-a depărtat. Domnul este aici. Doi, Dumnezeu este în control. El deține toate lucrurile în mâini. El n-a lucrurile din palme de sub controlul său. Și trei, Dumnezeu este răscumpărător. Răscumpărător. Scenele acestea din ziua de vineri, mai ales din zilele, zilele săptămânii mari, ne conduc fie că vrem, fie că nu vrem în fața crucii. A jerfei mărețe, când afirmăm, Domnul este aici, când afirmăm, Domnul este în control, aceste afirmații nasc în inima noastră niște așteptări. Așteptăm ca răul să fie înfrânt, stopat, așteptăm ca răul să fie dat la o parte, dominat, așteptăm cumva de undeva să intervină cineva miraculos care să rezolve problemele. Tulburătorul zilei de vineri vine tocmai din acest lucru. Că vinerea mare, intervenția nu apare. Nu vine. Dumnezeu rămâne în control, Dumnezeu rămâne prezent, dar ceea ce inima noastră ar aștepta nu se întâmplă. Dumnezeu nu intervine după planul nostru, după așteptările noastre, după tiparele noastre, ci Dumnezeu are un alt plan pe care îl duce mai departe. Și în planul său este scrisă răscumpărarea noastră a fiecăruia dintre noi. Domnul a fost, este și va rămâne răscumpărător. Binecuvântat să fie numele Lui! De 2000 de ani, crucea, jerfa Domnului Hristos ne atrage ca un magnet de vine locul regăsirii oamenilor. Nu cunoaștem Scriptura și nu cunoaștem pe Dumnezeul Scripturii, dacă nu înțelegem că punctul central spre care converg toate profețiile Vechiului Testament și ceea ce schimbă radical toată istoria omenirii, este acest monument, crucea Domnului Hristos. Și ea vorbește despre răscumpărarea pe care Dumnezeu o lucrează. Privit foarte personal, Crucea Domnului Hristos, acolo, la cruce, ni se spun două adevăruri care modelează ființa noastră. Primul adevăr trebuie să fie ceva teribil de rău și de greșit cu noi și cu societatea umană. Dacă a fost nevoie de așa ceva. Este ceva teribil de rău și de greșit cu noi și cu societatea umană. Dacă a fost nevoie de jerfa Domnului Hristos. Dar asta știm, nu-i așa? Că este ceva rău cu omul. Că omul, fiind păcătos, face răul. Iată efectele păcatului. Dacă ne ducem cu imaginația la cruce și îl vedem pe Hristos răstignit, imaginea aceasta ne strigă, iată efectele păcatului. Priviți-l. Hristos răstignit, un neprihănit care moare, iată efectele păcatului. Se întreabă un adolescent: Tată, dar cu ce am greșit eu? Ce am făcut eu atât de rău? Cu ce este atât de greșită minciuna mea? Cu ce este atât de greșită înșelăciunea pe care am făcut-o? Cu ce am greșit eu? Noi putem să-ți spunem doar mici detalii legate de ce ai greșit. Dar dacă vrei să vezi cu ce ai greșit și care este efectul greșelilor tale, trebuie să te ducem într-un loc și să-ți arătăm ceva. Abia acolo pricepi cât de mare a fost greșeala ta. Trebuie să te ducem la cruce și să-L vezi pe Hristos răstignit. Greșeala ta a cerut asta. Întreabă un tânăr, dar ce-ai greșit? Mă distrezi și eu ca toți ceilalți. Cu ce am greșit atât de mare? Atât de greu, atât de grav. Îți putem spune doar mici detalii cu ce ai greșit. Dar dacă vrei să vezi greșeala ta, trebuie să mergi la cruce. Greșeala mea, greșeala noastră, a tuturor, a reclamat crucea. Crucea este locul în care descoperim cât de mare a fost și rămâne problema umanității. Doar Hristos o poate rezolva. Spunea a prorocul Isaia, Isaia 53 cu 5, dar el a străpus pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Luăm de la capăt, străpus pentru păcatele cui? Ale noastre, nu ale lui. Zdrobit pentru fără de legile cui? Ale noastre, nu ale lui. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el, crucea este locul în care aflăm cât de mare a fost vinovăția noastră. Dar crucea este și locul în care aflăm cât de mare a fost iubirea lui. Cât de mare a fost iubirea lui. Uitându-ne la cruce, nu ne gândim doar cât de vinovat am fost, deși trebuie să mă gândesc la asta, ci mă gândesc și la cât de mare a fost dragostea lui Dumnezeu, care mă răscumpără din păcatul meu. Ce puteam face pentru a rezolva problema păcatului meu? Să o plătesc cu fapte? Nu reușesc. Faptele au dus acolo. Să o plătesc cu sisteme religioase? Nu reușesc. Sistemele religioase au împins într-acolo. Ce puteam face? Un singur lucru se poate face. Să cred în Isus Hristos ca Domn. Să cred în jertfa și învierea Lui glorioasă și să iau de la El neprihănirea Lui în dimineața învierii, când vom striga, Hristos a înviat, Hristos a înviat, în cer se aude, Tată, sunt neprihănit, nu pentru că eu am făcut ceva, ci pentru că Hristos a murit pentru mine, binecuvântat să fie numele Lui, binecuvântat să fie numele Lui, crucea, combina aceste două elemente care par departe unul de celălalt. Vorbește despre vinovăția mea și vorbește despre dragostea lui. Vinovăția mea și dragostea lui. Un creștin care îl iubește pe Dumnezeu este un creștin care a fost și a rămas la cruce. Conștient de vinovăția lui, dar și de dragostea lui Dumnezeu. Conștient că, iată, vina mea cerea asta. Dar dragostea lui Dumnezeu m-a îmbrățișat și m-a răscumpărat. Cum este Dumnezeu în astfel de evenimente? Ce putem spune despre El? Putem spune despre El că este prezent, că n-a plecat și că nu va pleca, că este aici. O, oh, cum ne liniștește inima asta? Putem spune despre Dumnezeu că este uh, totul, implicat cu totul în viața noastră și în control a toate aspecte a vieții noastre. Ce mai putem spune despre El? Că este răscumpărător. Că mă va răscumpăra de aici. Și cum cântau băieții în această seară, că într-o zi, acolo în cer, din mâna lui, voi primi coroana. M-a răscumpărat și prin răscumpărarea lui m-a făcut moștenitor împreună cu Sfinții. Binecuvântat să fie el. Iată ce pot spune, ce pot spune inimii mele la această vineri mari, vinere seacă sau vinere neagră că Dumnezeu este prezent, că Dumnezeu este în control și că El știe și poate răscumpăra viața noastră a fiecăruia dintre noi. Vă chem acum să mai cântăm o dată cântarea. Chem pe băieți să, cânt, să vină în față, să nu fă fie prea greu. Cântarea aceasta legată de crucea lui Hristos combină așa de bine... Toate elementele acestea despre care am vorbit în această seară. Haideți să ne ridicăm în picioare și cu inima deschisă, însoțindu-i în această cântare, să stăm înaintea lui Dumnezeu și cântarea să reprezinte ceva mai mult decât muzică. Să reprezinte pentru noi în această seară închinare. Închinare. Să spunem Domnului că da, înțelegem ce este crucea. Crucea vorbește despre vinovăția noastră. Înțelegem că acolo la calvar a purtat păcatele noastre, fără de legile noastre. Înțelegem bine ce este crucea. Dacă am fi fost singurul om din lume, dacă aș fi fost singurul om din lume, păcatele mele ar fi reclamat crucea lui. Înțeleg ce este crucea. Vorbește despre vinovăția mea, dar crucea vorbește și despre iertarea lui, despre împăcarea cu Dumnezeu, despre dragostea lui măreață. Îl lăudăm pe Domnul cu toții și fie ca Domnul să primească închinarea noastră. Ale.